Începând cu data de 30 noiembrie, românii vor putea călători în China fără vize. Decizia vine în contextul în care China încearcă să-și resusciteze turismul puternic afectat de politicele sare zero COVID. Nu doar românii, ci și cetățenii altor țări se vor putea bucura de ridicarea vizelor. Alături de România, Japonia, Croația, Bulgaria și Muntenegru se vor bucura și ele de extinderea regimului fără vize, iar măsura va ține până anul viitor, pe 31 decembrie. De asemenea, China dorește să extindă și perioada de ședere de la 15 la 30 de zile pentru cetățenii țărilor care fac parte din programul fără vize. Decizia vine din dorința Chinei de a-și salva turismul, care a fost puternic afectat de pandemia de COVID-19, o pandemie care a impus o serie de restricții. Înainte de acea perioadă, autoritățile de la Beijing au acordat regimuri fără vize Coreei de Sud și altor țări europene. China a renunțat la restricțiile de călătorie de la începutul anului trecut și a încercat să faciliteze vizitele turiștilor străini prin diferite măsuri. Printre acestea se numără renunțarea la testele COVID la intrarea în țară sau scutirea cetățenilor din diferite țări de colectare a amprentelor digitale. Cu toate acestea, numărul turiștilor n-a reușit să ajungă la nivelul celui dinainte de pandemie.